Da. Da, vă spuneam că vreau să vedem împreună un material cu sacrificiile pe care le-a făcut Daniela și apoi să vorbim și despre aventura lui Mihai Costea cu Denisa Botcari. Am făcut sacrificii foarte mari. Tu, de fapt, ai renunțat la un show păcătos pentru că probabil că aveai discuții acasă. Da, normal. Și pentru că, cum îi zice, mă implementase normal în cap chestia asta, că nu, că ce, că televizorul. Ai fost vedeta mea, un star de cinema. De ce am renunțat? Sinceră să fiu, vă spun. Am zis, domne, deci de ce să, adică, să apar eu la o emisiune, să am de muncă, când eu îi stric cariera băiatului ăsta dacă eu apar la un show păcătos. Lasă să nu mai apar, că a zis Becali, domnul Becali, George Becali, să nu mai apar, că eu îi stric cariera. Și dacă el a zis așa, înseamnă că are dreptate, am zis. El se îndrăgostise de mine acolo și de persoana care eram eu, nebunatică, nebună, acum că stau și fac sarmale, nu mai e bine. Mă duceam la tatăl meu când el era plecat. Și îmi spunea vin astăzi și eu mă duceam dinainte ca să se pregătesc să fac mâncare. Am fost, ce să zic, fair play din toate, de-aia mă doare, adică că am fost prea corectă din toate punctele de vedere. Deci eu nu am, deci nu exista, eu dacă vedeam un băiat să vină să mă salute, eu nu-l salutam chiar dacă îl cunoșteam când eram cu el, pentru că nu, să nu se supere. L-am respectat până... până în adunc sufletului l-am respectat. Dacă eram în stare să fac pasul ăsta, adică eu dacă el pleca la o echipă în afara țării, eu plecam cu el. Și erai steaua mea și lângă tine chiar te-am fă. Am stat numai în casă, n-am ieșit absolut nicăieri, nici măcar el nu m-a scos, să zic, undeva. De afișat nu mai zic. Evita să se afișeze cu mine și în București și la Vâlcea. Da. Foarte mari sacrificii, e adevărat, când dai filmul înapoi, e adevărat. Poate că și eu atunci i-a spus fetii, zic, tată, poate mai bine, eu știu, el îi se pare ciudat, nu știu cum să zic, să mă scuze, domn Capatos, poate că am greșit. Și față de el când i-a spus, lasă că e mai bine așa și nu mai știu ce. Poate că am fost furios, în fine. Într-adevăr, mari sacrificii a făcut fata, mâncare, îl aștepta cu mâncare, nu vin azi, vin mâine, nu știu de ce tot amânat și nu o singură dată, dar mă rog, v-am spus, nu. Hey, acum ne e clar tuturor. Acum totul s-a lămurit efectiv. Nu știu, nu mai am nimic cu acest om. Problema e că ea nu și-a pus o clipă problema că ar putea ca Mihai să înșele. Sub nicio formă, niciun moment. Acum nici eu nu te rog de, să mă crezi. De ce? Adică ea tot timpul a avut chestia asta. Că a spus, domnule, că el a zis poți că... să zici orice despre el, dar nu. Exact. Și până la urmă bărbatul e bărbat, adică ea niciodată nu s-a gândit, știi? Cred că și-a băgat și în cap chestia asta. Nu, el nu o să mă înșele, Și când îți bagi în cap, o duci așa, știi? Și s-au iubit foarte mult, nu știu. E acum regretă perioada asta care nu s-a luat-o și asta. Dar eu tot timpul încerc să-i spun, bă, nu trebuie să regret, că la început a fost bine. Până la urmă ai făcut-o că atunci tu îl iubeai pe el. Că el nu te-a mai iubit sau că nu s-a mai purtat frumos, asta e, dar tu l-ai iubit pe el. Adică ai făcut-o tocmai pentru că asta simțea. Și eu zic că și el o iubea. Dar eu am fost contra relației de la început. Eu din start am zis să nu te auzi, să nu te asta, ești nebună. Cum să te închidă în casă? Cum să filmezi cu telefonul când ești în mașină? Să vadă dacă cineva... Toate prostiile. Cum să accepti? Că dacă tu accepti, așa o să mergi toată viața. Din dragoste? I-am spus tot timpul. Nu accepta. Nu accepta că îți faci singură rău. Îi faci și lui rău. Filmat cu telefonul. Mi-am amintit de un episod la cununia lui Pepe. Ți-aduci aminte când am intrat în live la Capatos? Eram în live la Capatos. Și la un moment dat, eu eram fără mașină și zic, du-mă și pe mine, aveam o cafenea pe vremea, du-mă repede la cafenea, am eveniment. Nu pot. Bă, faci mișto de mine. Du-mă până la cafenea, ce naibă? Nu pot. Du-mă până la un taxi. Nu pot. Păi și nebună, cum să nu mă duci? Păi nu, că eu filmez cu telefonul să vadă că nu e nimeni. Fantastic. Zic, dar pe mine, gelos, da. Și nu mă cunoștea. E adevărat că după aia, după ce ne-am cunoscut și am vorbit cu el, chiar am ieșit tot timpul împreună și ieșeam și m-a început mie, deci eu care eram contra relației, mie a început să-mi pară rău. Și eu regret că ei nu s-au căsătorit și nu au făcut.